Mă bucur că am ajuns în ziua în care să tai pamblica la acest Book Cafe pe care îl gândim de mai bine de un an de zile. Zic eu că arată frumos, mulțumim și partenerului nostru Alexandria cu care am reușit să facem o tranzacție pentru a putea să și vindem cărți în acest spațiu. Mulțumesc de asemenea și lui Mihai Dimian, care a donat o serie întreagă de cărți pentru acest spațiu, atât pentru acest spațiu, cât și pentru acel Free Library care este la intrarea în corpul E. Mă bucur că avem acest spațiu în acest loc, care în principiu a fost dedicat încă de la început, de când este construcția, pentru o cafenea. Astăzi îi redăm destinația inițială din proiectul inițial. Îmi doresc ca pe viitor, periodic, să am aici o acțiune de tipul la o cafea cu rectorul, în care să mă pot întâlni cu studenții și cu celelalte cadre didactice, într-un cadru mai puțin formal, mai puțin protocolar decât în biroul rectorului, și în care să discutăm subiecte curente ale universității, ce putem să facem mai bine în condițiile în care trăim. Potrivit prorectorului Mihai Dimian, unitatea va funcționa între orele 9 și 17, programul urmând a fi adaptat în funcție de fluxul și cerințele studenților și de evenimentele ce vor fi găzduite. În incinta localului funcționează o librărie ce are deschis un punct de vânzare. Book Cafe-ul este amplasat în grădina englezească a corpului D din campusul universitar, iar aici studenții vor găsi produse care se comercializează și la cantina USV la prețuri similare. Primul eveniment cultural care va marca deschiderea USV Book Cafe va avea loc joi 10 octombrie de la ora 20, seară de folk susținută de Mihai Boicu și Andrei Cicioc.